acum, din ingheșul am trebuie să mergem mai departe. Cum e? E alt gen. Dar e mult. Păi atunci toată lumea a avut emoții la campania trecută. Emoții pe este Ardeleanu, știi? Nu m-am așteptat să am. Așa de mare. Bună ziua! Salut, Luna! Salut, sunt Ioan! Nu este să fie spune. Salut, Orban, ești tu. Deci, cum stați, domnul primar? E funcționat, nu? Funcționat de să fie. Îi punem candidatura, am metodul nou măcar pe ultima de loc și ne dorim să continuăm proiectul pe care l-am început. Vom veni cu o nouă propunere pentru dezvoltarea orașului nostru pe ultima de loc și împreună cu echipa noastră, cu echipa PNL, cu echipa UDMR și echipa Verde, care le mulțumesc pentru susținere, că sunt alături de noi și vor susține candidatura mea la funcție de primar. Iar împreună, în cadrul Consiliului Local, așa cum în 4 ani de zile am făcut lucruri importante pentru Tăuții Mărăuș, le vom continua și vom dezvolta Tăuții Mărăuș mult mai mult decât a fost până în prezent. Și așa că o să ne depunem candidatura pentru noul mandat, pentru legile din nou. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, la dumneavoastră, la domnul Șterțcu, candidatul nostru la funcția de președinte al Consiliului Județean. Înseamnă că organizația Tăuții Mărăuș este o organizație importantă și apreciată dintre dumneavoastră, lucru pentru care vă mulțumim, vă mulțumim. Hai să vedem! Salut de candidatură! Deci am să amintesc și pentru invitați și pentru presă, în conformitate cu articolul 46-47 din legea 115 din 2015, ce privește legea electorală, astăzi își va depune candidatura pentru funcția de primar al orașului Tăuți Măgherăuș domnul Marinescu Dumitru, alături de lista de candidați pentru Consiliul Local al același oraș. Cum am spus, referitor la acele articole din lege, sunt obligatorii depunerea a 4 dosare de către candidați, din care 2 vor rămâne la biroul electoral de circumscripție, 2 le vom înapoia candidaților, pe care le depune la judecătorie în vederea validării. Vom trece la verificarea de formă în prima fază, pentru că acum nu verificăm decât forma să fie depuse cele 4 dosare în, așa cum sunt cerute. Ulterior, în prezența membrilor biroului electoral de circumscripție, vom verifica și fondul dosarelor ca să îndeplinească condițiile de legalitate. Începem. Avem aici dosarele originale pentru candidatură. Așa. Bun. O să trecem la înregistrare. Avem și obisul cu lista de susținători, original și copie cum ne cere legea, care va rămâne la birou. Și vom începe unde înregistrarea. Numărul 16. Original. Aveți spor la treabă, că aveți o perioadă destul de încălzată.
și să fie cu succes. Să iasă cele mai bune rezultate pentru comunitate. Dacă permite, domnul președinte, ne afară, să facem noi declarații afară. Facem afară cu declarații. Da, aici... Mergem jos. Vreau un mesaj din partea biroului executiv. Stimate domnule Marinescu Dumitru, cu prilejul anunțului candidaturii dumneavoastră pentru un nou mandat în funcție de primar din partea Partidului Național Liberal, ne face o deosebită plăcere să vă transmitem cele mai sincere felicitări și întreaga noastră susținere din partea Partidului Ecologist Român. Prin activitatea noastră remarcabilă în cursul mandatului anterior, ați demonstrat nu doar un angajament ferm față de progresul orașului nostru, ci și o profundă înțelegere a nevoilor și preocupărilor locuitorilor săi. Ați lucrat neobosit pentru a promova o guvernare transparentă, responsabilă și orientată către binele comun, iar rezultatele acestei muni sunt vizibile în fiecare proiect realizat. Prin urmare, suntem ferm convinși că realegerea noastră în funcția de primar ar reprezenta o continuitate a progresului și o garanție a unei guvernări responsabile și orientate către interesele cetățenilor. Partidul Ecologist Român își exprimă susținerea necondiționată în această campanie electorală și vă încurajează să continuați să vă implicați cu aceeași pasiune și dedicare în slujba orașului nostru. Împreună putem construi un oraș mai verde, mai sigur și mai prosper, un loc în care fiecare locuitor să se simtă parte a unei comunități unite și solidare. Suntem convinși că, lucrând împreună ca și până acum, vom putea atinge acest deziderat în beneficiul întregii comunități. Vă dorim mult succes în această cursă electorală și vă încurajăm să continuați să vă implicați cu aceeași pasiune și dedicare în slujba orașului nostru. Fie ca mandatul dumneavoastră viitor să fie plin de realizări și împliniri, iar munca parteneriatului nostru să fie răsplătită cu încrederea și recunoștința locuitorilor orașului Tăuții Măgăreuș. Cu respect și încredere, biroul executiv al filialei Marea Mureșper, președinte Pop Maria Orhidea Nebunel. Vă mulțumim frumos și același luni și eu doresc să vă mulțumesc pentru susținerea care ați arătat-o pentru orașul Tăuții Măgăreuș în cadrul Consiliului Local și împreună cu echipa am reușit să ducem orașul Tăuții Măgăreuș acolo unde este locul și cu siguranță toate proiectele vor fi duse mai departe și vom promova alte proiecte împreună și după data de 9 iunie. Vă mulțumesc! Încă o dată mulțumesc membrilor biroului electoral și vă urez succes. Zi bună! Sărătate! La revedere! Membrilor, sărătate! Este o zi emoționantă pentru mine personal, în primul rând, deoarece mi-am depus candidatura pentru un nou mandat la primăria orașului Tăuții Măgăreuș, alături de echipa PNL Tăuții Măgăreuș. Promitem locuitorilor orașului Tăuții Măgăreuș că toate proiectele pe care le-am început și proiecte viitoare nu vor face altceva decât să dezvolte orașul nostru Tăuții Măgăreuș. Doresc să le mulțumesc domnului președinte Ionel Bogdan, domnului Gabi Ștețco pentru prezență și pentru susținere. De asemenea, doresc să mulțumesc în mod deosebit organizației UDMR Tăuții Măgăreuș, domnului Mar Jolt, domnului Orban Daniel, domnului președinte al Partidului Ecologist Român, Pop Viorel, pentru susținerea pe care mi-o oferă în această campanie electorală și împreună am dat dovadă că am fost și vom fi o echipă pentru Tăuții Măgăreuș. Vă mulțumesc și mult succes tuturor! Este un moment important pentru comunitatea din Tăuții Măgăreuș. Domnul primar Marinescu a ales să vină în fața oamenilor, continuând proiectele pe care le-a început în mandatul pe care l-a avut. Cu siguranță dezvoltarea orașului Tăuții Măgăreuș va căpăta amploare și lucrurile bune se vor vedea din ce în ce mai mult, pentru că este un primar care pune pe primul loc comunitatea din Tăuții Măgăreuș. Am încredere că alături de echipa Partidului Național Liberal, am încredere că aici, alături de echipa UDMR și alături de echipa Partidului Ecologist Român, va face treabă bună pentru comunitate și va prioritiza toate proiectele orașului Tăuții Măgăreuș, astfel încât întreaga comunitate să se simtă implicată, să se simtă activă, să se simtă alături de administrația publică locală. Domnule primar, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci, pentru comunitate în primul rând, dar și pentru Partidul Național Liberal și am încredere că în acest parteneriat putem să facem lucruri bune, pentru că mai avem multe proiecte în comun pe care trebuie să ducem la bun sfârșit. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumesc!
Bună ziua tuturor! Astăzi, de aici, de la Tăuți Măghereuș, aici unde data trecută, la fel ca și în cazul Consiliului Județean Maramureș, se spunea că nu avem șanse, că nu suntem noi suficient de pregătiți să câștigăm Tăuțul, să câștigăm Consiliul Județean Maramureș și iată că am câștigat toate obiectivele pe care ni le-am propus. Domnul Marinescu a demonstrat în acest mandat că este un primar dedicat comunității, că reușește să implementeze cu succes foarte multe proiecte. Am lucrat împreună foarte bine din calitate de președinte al Consiliului Județean Maramureș și în calitatea dânsului de primar am avut o colaborare absolut extraordinară pentru Tăuți Măghereuș, dar nu doar pentru Tăuți Măghereuș, pentru că aici am pus bazele și a unor proiecte care au un impact la nivel județean, la nivel regional. Și cred că acest parteneriat trebuie să meargă mai departe. Sunt convins că vom colabora foarte bine pe zona metropolitană, între Tăuți și Baia Mare, fiind foarte multe lucruri care trebuie rezolvate și discutate pentru următoarea perioadă. Tăuți Măghereuș este un oraș limitrof municipiului Baia Mare și care are multe de spus în următoarea perioadă și sper că împreună să punem la punct tot ce înseamnă urbanismul metropolitan din această zonă, transportul în comun și alte proiecte pe care le vom demara împreună în următorul mandat. Eu îi mulțumesc pentru toată activitatea pe care a derulat-o, pentru tot sprijinul pe care l-am avut în derularea proiectelor la aeroport și nu numai, și pentru tot ceea ce face pentru comunitatea din Tăuți și pentru comunitatea din Maramureș. Felicitări și mult succes în continuare! Să fie încă o dată într-un ceas bun! Bravo! Felicitări! Cu siguranță! În echipă! Informați.